Derbiul celei de-a doua etape a Ligii a patra fotbalistice Seria Sud va fi pentru campionatul județului nostru întâlnirea de mâine dintre Arsenal Malul și Dumera Giurgiu, partidă disputată de Giurgiu venind de plasare cu începere de la ora 17. Este cu siguranță partida asupra căreia se îndreaptă cele mai multe priviri, pentru că Arsenal este campioana în titlu și finalista Cupei Județene, în timp ce Dunărea își dorește ca această întâlnire să fie o opțiune serioasă spre targetul pe care și l-a planificat, locul 1 sau 2 la finalul turului. Abordăm jocul cu încredere. Suntem convinși că favoriți sunt cei de la Malu, pentru că ei sunt și campionii județenei ai anul trecut. Sunt favoriți, încercăm să facem un meci bun și, indiferent de rezultat, noi oricum, obiectivul nostru este pe termen lung, nu ține cont de acest meci, indiferent de rezultat, v-am zis. Mai ne vedem de obiectivele noastre. Obiectivele ca obiectivele, dar Dunărea a învins în prima etapă pe Spicul Izvoarele cu 11-1. Este acest scor unul care vizează o detașare prin gol averaj, având în vedere că cele mai importante întâlniri dintre echipele cu pretenții la titlu sunt planificate în primele trei etape. Nu cred că va fi problema gol averajului. Într-adevăr, noi și cei din Malu am întâlnit două echipe care nu erau pregătite pentru începerea campionatului, dar din punct de vedere fizic, și asta a făcut diferența acestor goluri, dar pe parcurs ce vor mai disputa etape, o să vedeți că echipa Izvoru și cei de Valadrău vor avea rezultate bune. Altfel, Dunărea abordează partida cu Arsenal în linii mari cu același lot din întâlnirea cu Spicul. Va fi același 11, pentru că noi urmărim și omogenizarea lotului, cei de la Malu joacă și de anul trecut împreună, deci lotul lor este mai omogen de-al nostru. Asta urmărește și noi, ca în timp să ne omogenizăm, deci, poate cuvinte, începem cu același 11, deci pe niciun secret. Ne îndreptăm acum atenția spre Arsenal Malu. Cum privește staful acestei echipe întâlnirea de mâine? Mai ales că Arsenal a câștigat acasă ultima partidă directă cu Dunărea, scor 5-1. A trecut ceva timp de la ultima întâlnire dintre noi și Dunărea Studio. În ambele echipe au suferit schimbări și mai bune sau mai puțin bune. Asta vom vedea mâine la meci. Cum se văd meciul de mâine? Un meci interesant pentru spectatorii de ultru. Trebuie să oferim un spectacol frumos tuturor celor care vor veni să ne urmărească. Și, bineînțeles, sper în cele trei puncte să le câștigăm noi și să le păstrăm la Malu. Aceeași întrebare și pentru președintele Arsenalului. Atât Malu cât și Dunărea au marcat foarte multe goluri. Voi 18, Malu, Giurgiuvenii 11 în prima etapă. V-ați hotărât să jucați la o departajare la golaveraj? Nu, e foarte adevărat, am marcat multe goluri, dar nu trebuie să le raportăm la primele meciuri. Niciun meci înseamnă poate, poate a fost pentru o întâmplare, poate așa a fost să fie. Meciul de mâine vom trata cu maximă seriozitate. Am uitat deja cele 18 goluri marcate în poarta celor de la Progresul Valadregului. La finalul transmisiei noastre telefonice, l-am rugat pe președintele clubului Arsenal Malu să ne vorbească despre lotul ce va intra mâine în teren. În afară de Gheorghe Mariuț, fondatul central care mai are de ispășit două etape din pedeapsa pe care a luat-o cu un final al cuperii de teren. Tot lotul este valid, urmează să aflăm și noi astăzi primul 11 și cei 18 jucători din lot pe care mare fondul antrenorului echipei va păstra pentru acest meci. Așadar, mâine de la ora 17 pe arena din Malu, Arsenal contra Dunărea Giurgiu, în etapa a doua a Ligii a patra fotbalistice, Seria Sud.